Vrei să-mi faci și mie o prăjitură? Da. Hai și tu. Da, dar ce o să pui în prăjitură? Bomboane, tata. Bomboane? Da. Și altceva ce mai pui? Și sare. Și sare? Da. A, un pic, un vârf de sare se pune. Și ce cremă pui? Vanilie sau ciocolată? Nu, vanilie. Cum? Vanilie. Vanilie? Și pui și nucă? Da. Super. Ce ai descoperit acolo, iubita mea? Mâncare. Mâncare? Da. Unde e mâncare? Că eu văd că e de fapt o rochiță. Nu e. Nu? No? E o coajă de nucă, să nu bagi în gură, te rog. Dă-o lui mami ca să o aruncăm la gunoi, da? Dă-l mami, o arunci tu la gunoi, bine. Au, mă prinde un căruț mergător. Vai, vai, dar cine îl conduce pe căruțul ăsta mergător? Au! Mă gândesc serios la petrecere, pentru că se lansează cea mai frumoasă melodie de dragoste. Dar pe aștept să ascultați. Motivul a fost leste de înțeles, extrem de plauzibil, nu găsisem cea mai frumoasă melodie de dragoste, melodia pe care se dansez valsul, dar tot cu ajutorul surorii mele, de mâine începând cu ora 10, aceea cu Happy End. Ascultă mâine, începând cu ora 10, numele tău. Da, melodia nu este despre relații toxice, nu este despre suferință, nu este despre supărare, nu este despre lacrimi, decât lacrimi de fericire, pentru că este exact povestea de dragoste pe care ne-o dorim cu toții. Pe pagina ei și, bineînțeles, o să preiau și eu aici pe Insta Story. Pentru că este peribit și nu mă plictisesc de ea. V-aș redona puțin, dar nu o să înțelegeți mare lucru, pentru că nu am voce și nu o să vă dați seama despre ce este vorba. Așa că o las pe Elena să vă încânte mâine începând cu ora 10 pe YouTube. Și... Ce-ai făcut? Am machiat bunii. Te-a machiat bunii? Da. Unde? Mă, papă-i tu să crești bani. Auzi, ăsta ți-o dă bunica ție, da, ca să crești bani. Lasă mănânce. Să mănânce și bunica pufuleț? Da. O iubești pe bunii? Mm? O gâdil. O gâdil? Dă-i un pusii lui bunii, dă-i un pusii lui bunii. Basaj, și iubește-o. Că e bunic, e străbunica ta. Aducem ala, o punem în padul ăla, o dăi jos. Vreau să mănânc un cățel. Vrei să faci pișul? Să mănânc un cățel. Aia cu rămale un cățel. Nu înțeleg, n-am înțeles ce-o zis. Are gură mare. A zis că are gură mare, că e un cățel și care are gură mare. Are, da, că se încheapă mult. Te mănâncă. Dar tu n-ai treabă cu gura. Ce se întâmplă? Se întâmplă o chestie foarte, foarte mișto pe care o veți auzi în curând și o veți vedea în curând. Suntem la filmările videoclipului Numele Tău. Lucrurile se întâmplă foarte, foarte pe repede înainte, pentru că n-avem la dispoziție decât un apus, așa că trebuie să ne montăm și să facem. Toate lucrurile foarte, foarte rapid. Yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong.